Dă-mi un mare party de 1000 de zile, dă-mi un mare party și se intră pe pile. Pilele sunt muzica și flama din privire, creierul dansează în bibat de iubire. Dă-mi un mare party de 1000 de zile, dă-mi un mare party și se intră pe pile. Pilele sunt muzica și flama din privire, creierul dansează în bibat de tequile. Dragilor, suntem aici la marginea piscinei, pe pasarelă, de aici unde defilează fetele în fiecare zi. Am venit să defilăm de această dată cu băieții, pentru că urmează proba Țintește Colacul. Băieții au primit câte 3 mici fiecare și vor trebui să arunce cu ele prin mijlocul colacului, care se află acolo undeva legat la mijlocul piscinei. Să vedem cum stau cu ținta băieții. Este o probă de dexteritate, o probă de mânuire a abilelor. Vedeți și voi trei de o culoare. Niciuna din ele nu este albastră, ceea ce e un lucru îmbucurător pentru toți băieții de aici. Așa că să-i dăm drumul, să vedem ce se întâmplă. Nu te întreb de ce nu e albastră. Ce înseamnă albastru la voi în cod? Culoare albastru. O întrebare foarte grea. Albastru reprezintă frigul și ne bucurăm că nu este albastru pentru că nu este frig. Am înțeles, bine, am înțeles, bun. Hai să vedem care este primul aruncatul bilelor sau baloanelor. Vezi că nu e basket. Atenție. Tenis. E tenis? Da. Ok. Hai să vedem cum stai cu tenisul sau cu aruncatul mingilor la colac, în mijlocul colacului. Cine începe primul? El. Hai să lăsăm pe el pe numărul 2. Și pe locuri, fiți gata, start! Prima bilă nu a intrat, mai ai 2 șanse. Nici a doua n-a intrat în mijlocul colacului. Nici a treia, din păcate, ai pierdut toate cele 3 puncte pentru partenera ta. Nu e nicio problemă, recuperezi la următoarea probă și vine Tibi. Un singur cuvânt am să-i spun concurentului și anume... Să nu te bagi încă în gap, atenție, că nu, până la startul meu te bagi. Ok, să faci valuri și după aia, știi tu, dezmembrezi colacul. Pe locuri, fiți gata, start, balerino! Nu-i pe timp, nu-i pe timp, așa? Nu e pe timp, nu, e doar startul meu. E semnul că poți să începi. Stai să mă treacă, poate te încurc. Ai ratat prima minge verde, a doua, să vedem unde ajunge. Era aproape în mijlocul colacului. Puțin mai bine, da, puțin mai bine și puțin mai rău. Ne pare rău, ai pierdut toate cele 3 puncte, la fel ca și partenerul tău. Sorry! Dragilor, așa de bine țintiți cu mingile acelea, precum BNR-ul țintește inflația. Dar noi avem aici o probă mult mai dansantă și mult mai frumoasă și am un instrument și anume un fruct, dacă tot vrem să ne hidratăm, cu o portocală. Cum era piesa aia? Cine cântă piesa cu portocala? Nu știu. Dar de data aceasta concurenții formează o pereche și își vor plasa această portocală între frunți. Am o linie de start și am o linie de finish și în pași de dans va trebui să vă deplasați cu această portocală, fără să o pierdeți, până la capătul liniei de finish. Între frunți, dacă alunecă mingea mai jos, nu știu, între sâni sau pe abdomen, nu este nicio problemă. Ideea este să nu pierdeți mingea dintre voi, să păstrați contactul cu această portocală. Prima pereche, Roxana și Robert. Mingea între frunți. Robert este puțin mai înalt, se lasă mai jos. Sunteți pregătiți? În pași de dans. Țineți minte, în pași de dans până la final. Mergeți încet și sigur. O să am nevoie de muzică din partea lui Carlos pentru această probă. Să-i dăm drumul! Bravo, s-au descurcat, o văd pe Roxana că zâmbește, nu știu, pufnește în râs, nu știu de ce, dar s-au descurcat foarte bine concurenții noștri. Ce ai șoptit, Robert, ai șoptit ceva? Împinge cât mai tare capul spre mine. Oricum, cine a condus în această probă, Roxana sau tu? Este munca în echipă, amândoi. Amândoi, bravo, v-ați descurcat foarte bine cu portocala. Și se pregătește perechea numărul 5. Haideți, dragilor, aici. Aveți altă portocală? Este la fel de mare, la fel de mică. Să vă poarte noroc. Sunteți pregătiți? Da, fiecare cu portocala lui. Fiecare cu portocala lui. Cine conduce în acest dans? Amândoi o să conducem. Amândoi conduceți. Mențineți poziția de contact cu portocala și haideți să dansăm în ritmurile lui Carlos. Hey, hey, hey.
două puncte și pentru concurenții noștri. Păcat că nu puteți să filmați fețele lor, pentru că au niște gesticulații și o mimică extraordinară. Am lucrat foarte mult la gesticulațiile acestea și ne-am descurcat, cred că. Foarte bine v-ați descurcat, două puncte. Să mergem la piscină să vedem ce face Romana. Suntem la piscină, e alături de mine David, care dansează cu mingile. Ce, Macarena? Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Ha, Macarena. Ha! Și aici tu ce faci? Toca dance? Eu nu mă zic. Atât? Da. De ce? E de la Macarena. Aha, ok. Dar la tu cuerpo, alegría, măi Romana. Ha? De Romana. Ok, bravo, am făcut și o melodie. Acum urmează să vedem cum stați cu nimeritul colacului și cu mingile, cu aruncatul. Vreau să am aici un prim concurent. David, vrei să fii tu? Îl lași pe colegul tău la urmă? Cum stai cu țintitul? Ce crezi? Întotdeauna merg la țintă. Ok, să avem grijă acolo cu colacii și pe locuri fiți gata, star, nu te grăbi. O minge nu a aterizat în mijlocul colacului, mai ai două șanse. Nici a doua minge, nici a treia minge. Ce se întâmplă? Nimeni nu face niciun punct la proba asta. N-am avut timp să exersăm. N-ați exersat, vezi? Dacă în pauză stați după fete, ok, exercițiul, pe locuri, fiți gata, start. Măi, nu trageți foară, nu trageți foară! Măi, David, măi, nu se pune, deci, nu se pune. Nu, reluăm proba pentru că David a tras de foară, deci priviți ce se întâmplă. A tras de foară și i-a dezmembrat centrul colacului. Bun, hai, pe locuri, fiți gata, start. O bilă aruncată, cea de-a doua bilă. Și le-a ratat pe toate cele două. Prima a fost ok pentru că David nu l-a deranjat atunci. Ne pare rău. 0 puncte la proba piscină. Dragilor, suntem aici la proba de dans pentru că vrem să dansăm, să ne simțim bine și prima pereche, cine dorește să treacă prin această probă? Doina și cu Tudor. Cred că vă descurcați foarte bine la dans. Am nevoie de o portocală. Cine îmi dă o portocală? Avem și o portocală și între frunți portocala aceea să dăm jos ochelarii sau să-i punem la cămașă, pentru că noi așa trebuie să menținem contactul. Cu portocala mențineți și contactul vizual și țineți minte în pași de dans. Muzică! Dragilor, v-ați descurcat cu brio, dar haideți puțin aici între mine să-mi spuneți că v-ați apropiat foarte tare. A căzut portocala. Unde a căzut portocala? Între sânii Doinei. Între voi, cu fața la camere am să vă rog. Și cum a fost așa soția aproape pe Doina? Palpitant. Palpitant, dar sper că nu ți-a dat palpitații mult prea mari. V-ați descurcat la proba de dans. Două puncte pentru Doina și cu Tudor. Și mergem mai departe, următoarea pereche. David și Cristina, îmi place că sunt la același nivel. La același nivel, aceeași altitudine. Cam auzit că mi-a șoptit cineva. Haide să punem portocala. Portocala. Cine te-a pupat pe obraz? De unde ai rujul ăla roșu? Ana Moră. Vai de mine, nici nu mai zic nimic. Cristina, trebuie să ții bărbatul aproape și focusat pe probele tale și pe punctele tale. Bun, dragilor, haideți să începem cu muzică!
the walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. Ați pierdut portocala, vedeți, oricum concurenții noștri au dansat foarte bine, s-au deplasat în mișcări de dans. David, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, David? În febra succesului se pare că ne-am impacientat așa. V-ați concentrat mai mult pe mișcările de dans. Știu că a vrut să luați nota 10 din punctul ăsta de vedere, dar 0 puncte cu această probă și mergem la Romana. Da, sunt aici, m-au luat băieți în brațe, am venit cu portocala, nu știu ce ai făcut portocala, ai pierdut o portocală. Robert, de ce ai adus-o? Păi la proba aceasta am crezut că trebuie să aruncăm portocale, dar e ok. Nu se aruncă cu fete, așa că dați-mă jos. Hai! Da! E puțin mai ușor cu portocala, că e mai grea. Dar hai să vedem dacă nimerești cu portocala, numai așa de fan, de simulare. Hai să vedem. Nici cu portocalea nu ți-a ieșit. Se bucură aici în spate Ovidiu. Yes! Cu care vrei tu? Îți alegi trei, roz sau verzi? Cu verde mergem acum. Da, albastră n-avem și pe locuri. Fiți gata, start. Nu trebuie să te grăbești. Verdele Roxanei. Hai! Wow! Primul băiat care țintește mijlocul colacului. A doua minge. A plecat pe lângă cerc. Poftim? Se pare că portocalea te-a revigorat. Cauza mâinii mele, nu se pune. Deci ai un punct, primul care ia un punct la această probă. Merci. Plăcere și acum vine Ovidiu. Vrei să faci ce? O mânărie. Ce înseamnă asta? O mănușă pe mână. Nu, bun. Hai să vedem pe locuri, fiți gata start. Prima minge. Nu s-a dus. Cât pe ce, dar nu a fost. Wow, era atât de aproape. Dacă concentrează, dacă mai să-ți intre cea de-a treia minge roz. Nici un punct, ne pare rău, Ovidiu, Robert. Ai pierdut victorios, felicitări. Robert, bravo, ai un punct de la noi. Cu plăcere. Continuăm cu proba portocală. Portocala să reziste la temperatura dintre concurenții noștri. Nu-i așa, Tibi? Va trebui să-ți demonstrezi veleitățile de dansator în această probă. Va trebui să dansați, să dansați pe muzică, dar și să mențineți portocala între voi fără să se coacă portocala prea tare. Haideți, pe locuri, fiți gata, start! I wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? If looks could kill you, would be an Uzi or a shotgun. Bravo, două puncte pentru concurenții noștri. S-au mișcat foarte bine și au mișcat talia foarte bine pe această muzică dansantă. Și ultima pereche se pregătește la Vinia și cu Cătălin. Hai să vedem cum se descurcă în această probă. Important este să dansați și să mențineți tot timpul contactul cu portocala. Haideți să-i dăm drumul! Și pentru ultima pereche, care n-a vrut să se oprească din dans. Oricum, felicitări, v-ați descurcat foarte bine, ați venit cu mișcări inovatoare și am terminat cu proba aceasta de portocală. Hai să dansăm în continuare. We have
dragilor, am terminat cu probele pentru moment, dar stați aproape pentru că mai urmează. Până atunci trebuie să precizăm să vă grăbiți la Benvenuti pentru partof, pentru că sunt reduceri. Grăbiți-vă să prindeți reducerile. Așa este, până la ora 10 deschideți, găsiți deschise magazinele în mall-uri. Mai este unul și pe centru, dacă nu mă înșel. Benvenuti vă așteaptă cu reduceri foarte mari. E vară, așa că mai aveți timp o lună să purtați culori puternice la pantofii pe care vreți să vi cumpărați și pantofii la care visați de foarte mult timp. Acum sunt la jumătate de preț, poate și mai bine. Fetele au pantofi de la Benvenuti, găsiți sandale decupate, cizme, colecția nouă de toamnă. Nu strică să dați o ochiadă pe acolo. Să mulțumim totuși și celorlalți sponsori, este vorba despre Alice Group, care ne duce și ne aduce cu mașinuța în fiecare zi la Aquaparkul din Florești. Este vorba și despre Euromodels, agenția care ne asigură fetele în fiecare zi de concurs. Este vorba despre Boulevard Studio, care ne face machiajul foarte frumos și ne aranjează părul, care să reziste pe orice temperatură și la orice grad de umiditate. Așa este și, nu în ultimul rând, costumele de baie concurentelor de la Piera. Le mulțumim foarte mult pentru aceste costume minunate și frumoase în culori de vară. Mulțumim tuturor colaboratorilor și să vedem puțin suspans până se afișează clasamentul pe ecran. Vreau să cine a luat cele mai multe puncte. Chiar acum vedem și noi pe ecran. Roxana la 12 puncte, Lavinia 12 puncte și Cristina 11 puncte. Alexandra 11 puncte, Bianca 9 puncte și Doina rămâne în fruntea clasamentului cu 14 puncte. Felicitări fetelor, felicitări avatarilor, v-ați descurcat foarte bine. Fetele au luat puncte foarte multe, dar revenim cu invitații și mai frumoși și mai interesanți după o scurtă pauză de publicitate. Sometimes I get a good feeling, yeah. Summer.